Războiul spiritual, cel are de purtat fiecare credincios, cu un inamic redutabil, este câștigabil dacă folosește armele duhovnicești. Centura adevărului, platoșa neprihănirii, încălțările râvnei Evangheliei păcii, scutul credinței, coiful mântuirii, sabia Duhului și lancea rugăciunii. Armura soldatului roman avea 7 piese. În lista lui Pavel sunt menționate specific doar 6. Cum de lasă Pavel afară o piesă a armurii, lancia sau sulița, pe latinește pilum, când la începutul pasajului el menționează foarte clar, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu? Cum de nu menționează sulița rugăciunii? Dacă vrem să fim foarte exacți, atunci nici centura și nici încălțările nu sunt menționate direct, ci doar implicit. Deci, chiar dacă Pavel nu menționează direct sulița sau lancia, implicit, datorită contextului, cred că putem asocia sulița cu arma rugăciunii. Și datorită didacticii, analogia poate ușura reținerea întregii armuri. Haideți să ne uităm la suliță ca și parte a armurii mai întâi. Sulițele antichității erau de o mare varietate de lungimi, de greutăți și de forme. Pilumul roman avea aproximativ 1,80 m lungime. Capul metalic era prins de o bucată, de o bară metalică lungă de vreo 90 de centimetri, iar partea din spate avea tot cam atâta. Deci sulița era practic metalică în întregime, excepție făcând un mâner de lemn care îmbina cele două părți. Sulița ca și analogie cu rugăciunea. Înțelegerea analogiei nu este dificilă deloc. Rugăciunile sunt niște suliți, arme folosite în lupta la distanță. Rugăciunile adresate lui Dumnezeu sunt ca niște sulițe care sunt lansate spre inamic pentru a-l opri din atac. Rugăciunea este așezarea noastră într-o poziție de subordonare și implorarea ajutorului unei ființe mai mari și mai puternice, care este Tatăl nostru Ceresc. Când mânuim lancia rugăciunii, noi nu facem altceva decât să ne punem sub comanda Generalului Suprem. Această armă, deosebit de puternică, este azvârlită către lumea spirituală împotriva lucrărilor malefice ale adversarului. S-ar prea putea ca varietatea sulițelor folosite de soldați să-l fi determinat pe Pavel să folosească tocmai exprimarea aceasta. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Tot felul de rugăciuni, adorare, consacrare, mulțumire, implorare, cerere, căință, mijlocire, tot felul de rugăciuni. Am văzut sulița ca și arma soldatului roman, am văzut sulița ca și analogie pentru rugăciune, sulița rugăciunii. Haideți să ne uităm acum la sulița ca și armă duhovnicească. În ce fel rugăciunea este o armă duhovnicească? Vă aduceți aminte din primele noastre întâlniri despre cântecul lui Roland. Ariergarda lui Carol cel Mare a fost lăsată sub comanda cavalerului Roland. La atacul maurilor, Roland refuză să sune din olifant pentru a cere ajutor, astfel că se luptă prin propriile lui puteri până când oamenii lui oștenii sunt decimați, sunt omorâți, într-un moment în care el este epuizat și își dă seama că pierde, își scoate olifantul și atunci suflă din el cu atâta putere, spune legenda aceasta, încât i-au pleznit venele de la tâmplă și astfel o hemoragie încearcă să le răpună. Carol cel Mare aude sunetul olifantului, se întoarce să-i dea ajutor, ajunge pe câmpul de bătălie, îi respinge pe mauri, numai că pentru Roland era prea târziu. Hemoragia internă îl răpune. Rugăciunea este reprezentată, dacă doriți, de acest olifant. Rugăciunea este o resursă importantă pentru că chiar și cei mai slabi pot să se folosească de ea.
chiar și cel mai slab poate să se împotrivească lui Satan imediat, chemându-l în ajutor pe Dumnezeu. Olifantul este o armă la îndemâna fiecărui credincios. Rugăciunea creștinului nu este o încercare de a forța mâna lui Dumnezeu, ci un act smerit de recunoaștere a neajutorării și a dependenței lui de Dumnezeu. Când stăm pe genunchi, știm că nu noi stăpânim lumea și că avem nevoie de ajutorul divin. Dacă ești dărâmat de pe picioare, este vremea să te pui pe genunchi, spunea cineva. Astfel, în termenii cei mai generali, rugăciunea poate fi definită în felul următor. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu. Un lucru știut de noi toți. Totuși, de ce vrea Dumnezeu să ne rugăm? Haideți să clarificăm puțin acest concept al rugăciunii. De ce vrea Dumnezeu să ne rugăm? Rugăciunea, în mod clar, nu are scopul de a-L încunoștința pe Dumnezeu cu privire la nevoile noastre. Căci Tatăl vostru care este în ceruri știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi, spune Domnul Iisus în Matei 6. Și atunci, de ce să ne rugăm? Rugăciunea este exprimarea încrederii noastre în Dumnezeu și un mijloc prin care încrederea noastră în El va crește. Este o declarație a dependenței noastre de El. În al doilea rând, rugăciunea ne aduce într-o relație mai profundă, mai apropiată cu Dumnezeu. El nu dorește doar să ne încredem în El, ci și să-L iubim. Și rugăciunea clădește această relație cu El, această iubire de El. De ce să ne rugăm? În al treilea rând, pentru că prin rugăciune Dumnezeu ne permite să ne implicăm în activități de importanță eternă. Când ne rugăm, împărăția Lui înaintează. De aceea Pavel spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta și întotdeauna stăruiți în rugăciune pentru toți sfinții. Pilumul rugăciunii, sulița rugăciunii. Haideți să ne uităm la aceste versete și să căutăm să le înțelegem și mai bine. Faceți în toată vremea, spune Pavel. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. În alte cuvinte, rugăciunea trebuie să fie o atitudine. Ce este o atitudine? Dicționarul limbii române definește atitudinea, citez, fel de a se purta, de a fi, purtare, comportare. Deci, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, vorbește despre o atitudine continuă, permanentă, pe care trebuie să ne o dezvoltăm, să o avem. Dar, ce se însemne faceți în toată vremea? Prin acestea el vrea să spună că noi în fiecare secundă trebuie să ne rugăm? Eu cred că nu. Faceți în toată vremea nu înseamnă altceva decât în orice circumstanță. Faceți în toată vremea, faceți în orice circumstanță în care vă aflați rugăciuni sau tot felul de rugăciuni. În alte cuvinte, trebuie să fim într-o permanentă rugăciune în orice situație ne-am afla, în orice perioadă ne-am afla a vieții, nu doar atunci când avem probleme. Când avem probleme, chiar și ateii se roagă. Sulița rugăciunii trebuie aruncată în toată vremea, adică în orice circumstanță, în orice situație ne-am afla. Apoi textul spune, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Presupun că unii oameni, atunci când citesc aceste cuvinte, se gândesc că rugăciuni și cereri sunt același lucru. Este o redundanță. Rugăciuni și cereri nu este același lucru? Nu. Rugăciunile încorporează cererile, însă cererile nu epuizează sensul termenului rugăciuni. Cred că Pavel le menționează separat de celelalte tipuri de rugăciuni, tocmai pentru că se află în contextul războiului spiritual de care vorbim, în care, în mod specific, trebuie să cer ajutorul lui Dumnezeu. Faceți prin Duhul tot felul de rugăciuni, dar nu uitați de cereri. De unde vă vine ajutorul? De cine depindeți? Și dacă ați fost atenți, am omis un element din îndemnul lui Pavel, și anume, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni.
foarte importantă această specificare a lui Pavel, care aduce lumină și este extrem de aplicativă pentru viața noastră de rugăciune. În ce fel? Haideți să vedem. Faceți în toată vremea prin Duhul. De ce spune Pavel asta? Pentru că rugăciunile nu sunt specifice doar credinței creștine, și alte credințe, inclusiv satanismul, se folosește de rugăciune. Așa că este important să înțelegem ce înseamnă expresia prin Duhul. Faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul. Cum sunt rugăciunile prin Duhul? Ne putem întreba. Dacă Duhul Sfânt este una cu Tatăl și cu Fiul, dacă Duhul Sfânt este Cel care a fost trimis să ne asiste în umblarea noastră cu Dumnezeu, în umblarea credinței, atunci Duhul Sfânt este resursa noastră în războiul spiritual. Atunci Duhul Sfânt trebuie să ne aducă aminte tot ce ne-a spus Iisus. Atunci Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt, trebuie să ne și rugăm. Cum? Ce înseamnă să ne rugăm prin Duhul? E bine, pentru a răspunde la această întrebare, cum ne rugăm prin Duhul, aș vrea să ne uităm la afirmațiile Domnului Iisus cu privire la rugăciune și să învățăm ceva de acolo despre ce înseamnă să ne rugăm prin Duhul. Cum vrea Dumnezeu să ne rugăm? Să ne fie foarte clar. Nu avem cum să ne așteptăm la un răspuns de 10.000 de dolari, la o rugăciune de 10 cenți. Spune cineva. Nu te aștepta la răspunsuri extraordinare, la rugăciuni superficiale. Și atunci, rugăciunile trebuie făcute prin Duhul. Cum? Ei bine, haideți să ne uităm la învățătura Domnului Iisus cu privire la rugăciune. În primul rând, rugăciunea prin Duhul este făcută după voia lui Dumnezeu. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. De unde știm care este voia Lui? Voia lui Dumnezeu ne este revelată în Sfintele Scripturi. Voia sa este să ascultăm și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Ne descoperă voia Lui prin cuvântul scris sub inspirația Duhului Sfânt. Observați cum până și sulița rugăciunii este ancorată, sprijinită pe centura adevărului. Vă aduceți aminte? Spuneam că sulița soldatului roman avea un cârlig pe o fâșie de piele care se agăța, se sprijinea în centura soldatului, în cingătoare, pentru a fi mai ușor de purtat în marșurile lungi le aveau de făcut. Până și sulița rugăciunii se sprijină de centura adevărului. Deci, dacă ne găsim în situația în care nu reușim să deosebim voia Lui, nu găsim nicio poruncă, nicio promisiune care să se aplice situației respective, atunci ce avem de făcut? Trebuie să aplicăm cunoștințele noastre biblice, să extragem niște principii pe baza cărora să ne rugăm. Rugăciunea prin Duhul este făcută după voia lui Dumnezeu, adică ancorată în cuvânt, în voia Lui. În al doilea rând, rugăciunea după voia lui Dumnezeu sau prin Duhul, este în numele lui Iisus. Și orice veți cere în numele meu, zice Domnul Iisus, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Este clar că aceste cuvinte ale Domnului Iisus nu înseamnă să adăugăm expresia în numele Domnului Iisus la sfârșitul rugăciunilor noastre. Nicio rugăciune din Noul Testament nu are această expresie adăugată la sfârșit. Ne spune rugăciunea și ne-am rugat în numele Domnului Iisus. Exprimarea acestor cuvinte nu înseamnă că ne-am și rugat în numele Domnului Iisus. A veni în numele cuiva înseamnă a fi împuternicit de acel cineva. A veni sub autoritatea Lui. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Au fost întrebați ucenicii în Faptele Apostolilor, când au vindecat pe ologul de la templu. În alte cuvinte, cu ce autoritate faceți aceste lucruri? De-a cui sunteți? Rugăciunea în numele lui Iisus, deci, este rugăciunea făcută prin autoritatea Lui. Sau altfel spus, rugăciunea în numele lui Iisus înseamnă a te ruga într-un mod compatibil cu caracterul Lui. Și atunci este greșit să adăugăm expresia
în numele lui Isus, la sfârșitul rugăciunii? Nu. Sigur că nu. Dar nu cumva să credem că adăugarea acestei expresii are vreun efect magic. Că este un fel de mantra pe care dacă o adăugăm, rugăciunea noastră devine validă. Lucrurile nu stau așa. În al treilea rând, rugăciunea prin Duhul este sinceră sau autentică. Domnul Iisus s-a rugat cu sinceritate. Și autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 5, ne spune despre Iisus următoarele lucruri, despre rugăciunea lui Iisus, următoarele lucruri. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte. Și textul merge mai departe. Unii citesc textul acesta și asociază rugăciunea sinceră, autentică, cu strigătele și cu lacrimile pe care le-a vărsat Domnul Iisus Hristos. Și alte rugăciuni din Scriptură prezintă intensitatea emoțională a unor oameni. Și vedem pe David rugându-se în felul acesta. Și vedem pe Ezechia rugându-se în felul acesta. Și vedem pe Daniel, pe Ieremia, pe Amos, aducând rugăciuni lui Dumnezeu pline de emoție. Și atunci, ca și o consecință, unii credincioși încearcă să imite aceste intensități emoționale și să creeze un spectacol emoțional exterior care nu este neapărat compatibil cu trăirea inimilor. Cei din jur îi cunosc și știu că în viața reală nu îi caracterizează acest fel de trăire. Strigă, plâng fals, vocele devine plângăcioasă și lucruri de felul acesta. Rugăciunea prin Duhul este sinceră, autentică și această autenticitate, sinceritate nu este dată de nivelul emoțional sau de vocea cu care ne rugăm. Intensitatea și adâncimea emoțională implicate în rugăciune nu trebuie niciodată falsificate. Oricum, pe Dumnezeu nu-L putem amăgi, nu-L putem înșela, nu devenim mai convingători în fața Lui. Rugăciunea prin Duhul este sinceră, este autentică. În al patrulea rând, rugăciunea prin Duhul este făcută cu smerenie, vine dintr-o atitudine smerită. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Dumnezeu nu va răspunde rugăciunilor izvorâte din mândrie, din nevoia de afirmare, din dorința de afișare. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți, ne spune Scriptura. Rugăciunea prin Duhul este făcută cu smerenie. Apoi, rugăciunea prin Duhul este rațională, cu mintea trează. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind mai departe, tot în Matei 6. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei. Rugăciunea trebuie să fie conformă cu principiile și cerințele rațiunii. Doar Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune. Rațiunea este ideea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune ca să o folosim, nu ca să o trecem pe o linie moartă, să o dezactivăm și să ne lăsăm purtați de emoții. Rugăciunea prin Duhul este una rațională, una gândită, cu mintea trează. Apoi, rugăciunea prin Duhul este făcută în curăție, ne mai spune Scriptura. Din moment ce rugăciunea este o relație personală cu Dumnezeu, orice lucru din viața noastră care nu-i după voia Lui poate sta în calea rugăciunii. Psalmistul, în Psalmul 66, versetul 18, spune: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Rugăciunea prin Duhul este făcută în curăție. Domnul ascultă rugăciunea celor neprihăniți, spune Proverbe 15 cu 8. Și ascultați încă o dată
versetul din Evrei, capitolul 5. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, sincer, autentic, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și ascultați cum continuă textul, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Rugăciunea prin Duhul este o rugăciune făcută în curăție. Și atunci, Domnul Iisus își încheie învățătura despre rugăciune cu un exemplu direct, clar. Rugăciunea Tatăl nostru. Iată cum trebuie să vă rugați, spune El. Și urmează rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să medităm puțin la această rugăciune, în felul următor. Nu pot spune Tată dacă nu demonstrez relația de factură aceasta cu El. Nu pot spune nostru dacă religia mea nu face loc și celor de lângă mine. Nu pot spune care ești în ceruri dacă toate interesele și îndelenicirile mele sunt pământești. Nu pot spune sfințească-se numele Tău dacă eu, care sunt chemat după numele Tău, nu sunt sfânt. Nu pot spune vie împărăția Ta dacă nu sunt gata să renunț la suveranitatea mea și să accept să fiu vasalul lui Dumnezeu. Nu pot spune facă-se voia Ta dacă sunt plin de resentimente să-i accept voia în viața mea. Nu pot spune precum în cer, așa și pe pământ, decât dacă sunt gata să mă predau slujirii acum și aici. Nu pot spune pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, fără a depune nici cel mai mic efort în direcția aceasta, a muncii pentru pâine. Nu pot spune și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri dacă adăpostim dușmănie la adresa cuiva. Nu pot spune și nu ne duce pe noi în ispită dacă deliberat mă îndrept spre locurile unde această ispită rezidă. Nu pot spune și ne izbăvește de cel rău dacă nu sunt gata să lupt până la sânge împotriva păcatului. Nu pot spune că cea ta este împărăția dacă nu-i acord împăratului ascultarea mea loială. Și nu pot spune că cea ta este puterea dacă mi-e teamă de ce ar spune sau gândi ceilalți despre mine. Și nu pot spune că cea ta este și slava dacă slava mea o caut mai întâi. Și nu pot spune în veci de veci dacă atenția mea este focalizată pe lucrurile de zi cu zi. Și nu pot spune nici măcar amin decât dacă cu onestie pot spune, indiferent ce mă costă, aceasta este rugăciunea mea. Rugăciunea prin Duhul este făcută și cu credință. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea, spune Domnul Iisus în Marcu 11. Curios este faptul că atunci când citim cuvântul orice, orice veți cere, mintea ne fuge la cele mai năstrușnice lucruri de cerut. De ce? Imediat avem tendința să ne îndepărtăm de context și să ne gândim la extreme. Poți să cer orice, atunci vreau să-i cer ceva ieșit din comun. De ce? De ce e tendința aceasta în noi? Textul nu vrea să spună că dacă aveți credință, orice aiureală sau orice dorință veți cere, o veți și primi. Nu. Orice în voia lui Dumnezeu. Afirmația Domnului Iisus nu este o descriere a unei tehnici de magie divină. Nu se referă la faptul că dacă crezi orbește, poți să-ți faci o listă cu tot felul de lucruri, care mai de care mai năstrușnice, să le ceri și să le primești. Nu asta spune. Dumnezeu nu este o forță pe care dacă știi cum să o invoci, respectând un anumit tipar, gata, magia are loc și le răspunde.
lucrurile nu stau așa. Credința noastră este în Dumnezeu, într-o persoană atotputernică și inteligentă. Nu este o credință în credința noastră puternică. Și atunci, aplicat la rugăciunea ca și armă duhovnicească, lucrurile stau cam așa. Ești ținta unor atacuri demonice? Ești ispitit în firea pământească? Ești atacat cu tot felul de gânduri? Când vă rugați Domnului să vă ajute în această luptă, să credeți că v-a și ajutat. Să aveți încrederea că El este aproape și ați primit ajutorul și încrezători să acționați în credință, să acționați în consecință. Să vă dau un exemplu a unui om lui Dumnezeu care acționează exact așa. Se simțea atacat de cel rău. Și uitați-vă cum acționează. Este vorba de Ezra, capitolul 8, versetele 22 și 23. Îmi era rușine, spune el, să cer împăratului o oastă de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Deci Ezra îi spune împăratului: Domnul va fi cu noi. Și când se pornească la drum cu toate bogățiile primite, vine îngrijorarea: dacă vom fi atacați, dacă se va întâmpla ceva cu noi, ne aprinde bine o oastă de însoțire, dar nu pot să spun că i-am spus că Dumnezeu va fi cu noi. Și vedem un Ezra care își dă seama de pericol, își dă seama de încercare și spune: nu pot să cer oaste pentru că am spus că Dumnezeu va fi cu noi. E bine, n-am decât să mă bazez pe El. N-am decât să acționez în consecință, prin credință. Și ce pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și am pornit la drum și El ne-a ascultat. Așa și în viața noastră, în lupta spirituală. Mâna Dumnezeului nostru este spre binele nostru, peste tot ce îl caută. De aceea postim și ne rugăm și acționăm în consecință, știind că mâna Lui cea bună este peste noi. Uneori, în aceste rugăciuni, s-ar putea să ai nevoie să strigi după nevoi materiale. Doamne, asigură-mi pâinea ca să nu fiu ispitit să fur și să te dezonorez. Sau nevoi emoționale. Doamne, Tu vezi pericolul în care mă aflu și îmi vezi gândurile care mă apasă. Te rog, adu-mi în cale omul pe care îl dorești pentru mine, ca să nu te dezonorez cu atitudinea mea, cu faptele mele. Doamne, Tu vezi cum cel rău îmi dă târcoale, arătându-mi realizările lui cu tare și a lui cu tare. Și se naște în mine o invidie bolnăvicioasă. Dă-mi și mie măcar atât cât să fac față. Sunt rugăciuni făcute în credință. Sunt rugăciuni care trebuie să ne conducă să și pășim în credință. Rugăciunea prin Duhul are efect, este eficace. Rugăciunea schimbă modul în care Dumnezeu acționează. Mi se pare uimitor, dar Scriptura ne învață asta. Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind în Luca 11. Eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, și cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? În alte cuvinte, cerând lui Dumnezeu, rugăciunea prin Duhul este eficace. Dumnezeu, în bunătatea Lui, ascultă. Din nou, tendința noastră când citim un astfel de text este să aplicăm aceste cuvinte imediat doar la nevoi materiale. Dar Domnul Iisus are altceva în vedere aici. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, continuă textul,
cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Afirmația de mai sus, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide, este urmată de aceste cuvinte. Cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Observați, asta este contextul. Da, Dumnezeu schimbă lucrurile, istoria, circumstanțele, dar în acest proces ne schimbă și pe noi. Rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci ne schimbă pe noi și lumea noastră. Textul lui Pavel în Efeseni 6 continuă astfel. Vegheați la aceasta și întotdeauna stăruiți în rugăciune pentru toți sfinții. Din nou, este un mod de a spune că fiecare timp al zilei trebuie să poarte amprenta rugăciunii într-un fel sau altul. De exemplu, diavolul va veni la tine și îți va șopti: desigur, rugăciunea este foarte importantă, de aceea Dumnezeu a chemat pe mulți oameni să fie mari oameni ai rugăciunii. El a dat darul rugăciunii. Însă tu nu ești unul dintre acești oameni. Ție Dumnezeu ți-a dat un alt dar. Prin urmare, lasă-i pe ei să se roage, să spune cel rău, iar tu vezi-ți de lucrul ce l-ai de făcut. Te-ai gândit vreodată că nu ai darul rugăciunii? Te-ai gândit vreodată că nu ai darul rugăciunii? Te-ai gândit probabil că dacă ți este greu să te rogi, atunci evident nu ai acest dar? Lucrurile nu stau așa. Lista darurilor Duhului nu conține darul rugăciunii. Oare de ce? Pentru că rugăciunea nu este un dar. Rugăciunea nu este un dar. Rugăciunea este o responsabilitate, o datorie a fiecărui credincios. Rugăciunea este o armă, o armă duhovnicească, nu un dar. Fiecare credincios trebuie să o folosească. O armă care, împlinită, folosită, este eficientă. Se roagă unii mai mult decât alții? Cu siguranță că da. Asta nu înseamnă că aceia au darul rugăciunii, ci că sunt mai disciplinați, mai aproape de Dumnezeu, mai maturi din punct de vedere spiritual. Rugăciunea nu este un dar, este o responsabilitate a fiecărui credincios. Unii ar putea reacționa cu faptul că lista darurilor nu este exhaustivă. Se poate. Dar lista, chiar incompletă de ar fi, nu cred că autorii ei ar lăsa afară darurile cheie, cum este rugăciunea. De obicei, cele mai răspândite, cele mai uzuale, nu sunt lăsate pe din afară. Acelea sunt menționate în listă. Așa că rugăciunea nu este un dar, ci o responsabilitate. De aceea Pavel spune, vegheați la aceasta și întotdeauna stăruiți în rugăciune pentru toți sfinții. Pentru toți sfinții. O altă expresie care poartă cu ea învățătura. Războiul spiritual nu este un eveniment care mă privește doar pe mine, ci suntem o armată, vă aduceți aminte? O armată care luptă împreună. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de sprijinul tovarășilor de arme. Cum să mă rog pentru toți sfinții? Dacă îi știi pe nume, te rogi pe nume. Dacă nu știi pe nume, te rogi pe ei pe categorii. Pavel ne îndeamnă să-i purtăm în rugăciune pe toți sfinții. Zilele acestea, lunile acestea, am primit vești despre uciderile creștinilor din Nigeria. Noi suntem în România. Putem să lansăm niște sulițe ale rugăciunii pentru sfinții din Nigeria, pentru sfinții, pentru rudele celor uciși. Și astfel devii un combatant activ în armata lui Dumnezeu. Rugăciunea este personală, dar nu este privată, nu este doar pentru nevoile tale. Pavel spune, vegheați la aceasta și întotdeauna stăruiți în rugăciune pentru toți sfinții. Roagă-te pentru tovarășii tăi de arme, luptă-te și în dreptul lor, pentru că războiul spiritual nu îl ducem de unii singuri, ci îmbrăcați cu
toată armura lui Dumnezeu. Și unii alături de alții, unii sprijinindu-se de alții. Vă aduceți aminte de formația Testudo, în care soldații se puneau la oaltă și se acopereau unii pe alții. Sulița rugăciunii este o armă redutabilă, o armă care o poți folosi pentru tine și pentru tovarășii tăi. Efeseni, capitolul 6, o concluzie a întregii epistole a lui Pavel. Pavel își încheie epistola cu acest îndemn la luptă, cu acest îndemn de a lua asupra noastră, a ne îmbrăca cu armura lui Dumnezeu, cu toată armura lui Dumnezeu. Am parcurs acest curs uitându-ne pas cu pas la câteva lucruri majore, vitale pentru viața credinciosului. Care sunt acestea? Fiecare credincios are un război spiritual de purtat. Conflictul are de-a face cu mai mult decât cu posesiunea demonică. Are de-a face cu controlul gândirii noastre și cu răstignirea firii pământești. Apoi am văzut că războiul acesta este dus cu un inamic redutabil. Lupta este fără scrupule, fără onoare, fără milă. Dar să nu uităm că diavolul nu este egalul lui Dumnezeu și deci puterea demonilor este limitată și acțiunile lor sunt strict controlate de către Dumnezeu. Apoi am văzut că războiul este câștigabil. Noi am fost răscumpărați de Hristos și nu mai datorăm nimic diavolului. Păcatul nu mai are putere asupra noastră, nu mai suntem robii lui. Și din pricina faptului că războiul este câștigat deja de Hristos, războiul este câștigabil și de către noi, dacă îl purtăm cu armele duhovnicești, dacă îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu. Apoi am luat fiecare piesă a armurii și am încercat să vedem care este adevărul pe care îl poartă. Pavel începe cu cingulum, centura adevărului, cuvântul scris al lui Dumnezeu, care ține la oaltă toate celelalte piese ale armurii. Și am văzut atunci că fără a avea cuvântul lui Dumnezeu ca și autoritate peste viața ta, bătăliile în care ești, în care intri, sunt pierdute înainte de a le începe. Armura continuă cu lorica segmentată, platoșa neprihănirii, neprihănirea atribuită și neprihănirea personală, îndreptățire și sfințire. Această platoșa neprihănirii ne asigură atitudinea mentală necesară în fața atacurilor repetate ale celui rău și motivația necesară unei umblări în ascultare de Dumnezeu. Armura descrisă de Pavel continuă cu calige, cu încălțările râvnei Evangheliei Păcii. Înseamnă focalizare pe misiunea încredințată de însuși Domnul Iisus Hristos, răspândirea Evangheliei Păcii în toată lumea. Un om focalizat este de nedeturnat. Armura lui Dumnezeu a continuat cu scutul credinței, care te păzește de îmbolnăvirea sufletului, nu a trupului. Un scut care ne protejează nu de situațiile neplăcute, ci de efectul nociv al situațiilor neplăcute. Pavel continuă cu galeia, coiful mântuirii, care ne protejează capul, ne ajută la întreținerea unei condiții spirituale bune pe tot parcursul umblării noastre. Mântuirea este o intrare pe poartă, o umblare pe cale și o intrare în moștenire. Armura lui Dumnezeu continuă cu gladius, sabia Duhului, prima armă de atac. Duhul Sfânt activează cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Ne oferă o remă, o vorbire specifică nouă, cu scopul de a face față situațiilor prin care trecem. Duhul Sfânt însuflețește Scriptura, aplicând-o luptelor vieții noastre. Și armura lui Pavel, toată armura lui Dumnezeu, se încheie cu pilum,
sau sulița rugăciunii, lancia rugăciunii, care trebuie folosită în toată vremea. În toată vremea să luptăm sub conducerea Generalului Suprem.